Mă numesc Alina Pascar, activez în cadrul companiei Endava de aproape 7 ani. Deci, compania Endava este o companie IT care dezvoltă și testează produse software, care are oficii în toată lumea și lucrează cu clienți din diferite țări și din diferite domenii. Încă din școală eram pasionată și mi se dădeau foarte ușor obiectele reale și știam că unde nu m-aș duce după finisarea liceului va fi ceva la baza căruia vor fi obiectele reale, cifre, teoreme. Atenția mi-a atras-o tehnologiile informaționale și am înțeles că acesta este viitorul și chiar dacă mai mulți băieți erau și chiar mulți spuneau că ești sigur, eu am zis că da, eu voi face asta și nu regret. Următorul meu pas decisiv a fost că am primit o ofertă în cadrul Endavei. Am început să lucrez cu oameni și cu clienți din afara țării, ceea ce mi-a deschis mie diferite ușițe și mi-au pus diferite semne de întrebare și am înțeles că am încă foarte multe de învățat. Până acum 8 luni am lucrat cătăt, după care a urmat o schimbare importantă pentru mine în cariera mea și am îmbrățișat rolul de Scrum Master, unde activez într-o echipă minunată, unde suntem aproape 100 de oameni aici în Chișinău. Chiar dacă mulți cred că testarea este o activitate mai plictisitoare decât altă activitate, cum ar fi development-ul, eu aș spune că nu este adevărat. Este o activitate foarte interesantă, este o activitate care te pune să fii într-o legătură continuă atât cu echipa de dezvoltare, cât cu reprezentanții din partea clientului, cu business analiștii și deci aș spune că este chiar o persoană de legătură care este la curent mereu cu tot. Nu este atât de complicat cum pare să activezi în domeniul IT și mai ales în quality assurance. A fi tester înseamnă mult, dar în același timp e suficient să ai o minte deschisă, să fii proactiv, să vrei să înveți mai mult și eu salut foarte mult să ai și studii IT pentru că ele îți dau și îți formează o bază destul de sănătoasă care te ajută pe viitor. Și un tester ar trebui să înțeleagă ce vrea clientul să primească de la noi, care sunt așteptările clientului. Să conlucreze mână la mână cu clientul, cu persoana responsabilă din partea clientului și cu echipa de dezvoltare. Ca în final să testeze, să valideze ceea ce primim noi de la developeri, să valideze integrările modulilor. Ca în final, prin toate activitățile date, noi să asigurăm un produs calitativ și să avem un client fericit. Recomand foarte mult ca tinerii specialiști să fie la curent cu tot ce se întâmplă pe piață, ca exemplu să profite de cele și internship-uri care se fac. Dacă chiar credeți că va fi greu să îmbinați cursurile care vor fi făcute în cadrul universităților și cu activitățile voastre zi cu zi, eu vă recomand pentru că acolo veți primi răspuns la foarte multe întrebări. Veți înțelege în care direcție trebuie să mergeți. Acolo vor veni oameni cu experiență și ceea ce voi puteți să învățați luni, vi se va explica în ore.